Înainte de a trece mai departe, vreau să fac niște mici anunțuri, și anume că filmele de pe acest canal de YouTube, inclusiv cel pe care îl vedeți, au și subtitrare în limba română. Nu imediat după ce sunt publicate, posibil să mai dureze vreo oră până când va apărea și subtitrarea, dar le puteți activa subtitrarea. Da, nu este o subtitrare perfectă, este făcută de inteligența artificială, care nu prea înțelege care-i treaba cu astrologia și mai pocește cuvintele, dar dacă vă este utilă subtitrarea, și știți bine că subtitrarea este necesară atunci când suntem în metro, când e liniște în casă, când nu trebuie să audă alții ce ascultăm, puteți vedea ceea ce spun eu scris pe ecran. Și dacă vedeți subtitrarea în limba română, tot printr-o setare a telefonului sau a desktopului puteți alege și traducerea acestei subtitrări în alte limbi, cele din țara în care vă aflați. Puteți încerca traducerea în limba italiană, germană, spaniolă, engleză, franceză, greacă, cine știe pe unde. Da, posibil să nu fie perfectă, tocmai pentru că nici subtitrarea română nu este perfectă, clar că înțelege și inteligența artificială cum dorește, dar poate vă este util pentru cei care sunt acasă de altă naționalitate și ar dori vreodată să le recomandați horoscopul Aquaria. Pe de altă parte, în completarea acestui film, indiferent de zodie, vă invit să vedeți și astrodrama lunii în curs, pentru că acolo sunt luate toate aceste aspecte la bani mărunți, dar la modul general, încât puteți să vă faceți o imagine din două filme separate. Pe de altă parte, din nou vă spun, puteți vedea horoscopul atât pentru zodia natală, acolo unde se află soarele în momentul nașterii, cât și pentru zodia ascendentă. Întotdeauna începeți totuși cu zodia ascendentă, sau dacă știți că aveți un ascendent pe final de zodie, pe gradul 20 și ceva pe astrograma voastră, căutați, ascultați, de ce nu, și horoscoapele zodiei imediat următoare, cele ascendente. Deci aveți cam 2-3 filme de văzut despre luna în curs, dar dacă n-ați văzut deja, căutați și filmele anului 2024, poate sunt și acolo niște referiri pe care nu le-ați aflat la momentul potrivit. Horoscopul anului 2024 pentru zodia cu pricina, momente de top ale anului 2024, când cele mai importante aspecte ale anului sunt analizate și cum ne influențează la modul general, că suntem încă sub influența multora dintre acestea, precum și un film special, pentru că anumite segmente de zodie sunt activate, provocate, susținute pe perioada anului 2024 de anumite planete în tranzit prin diverse zodii. Și termin cu anunțurile, amintindu-vă că vă puteți abona la acest canal de YouTube dacă rezonați la ceea ce auziți, dacă vă sunt de folos astfel de filme cu horoscop în toate felurile. Ceea ce vedeți aici este un horoscop lunar, dar căutați pe acest canal Astrologa Aquaria și horoscopul zilnic, horoscopul săptămânii, horoscopul anului 2024 și o grămadă de alte filme care poate vă sunt de folos și vă sunt și pe plac. Deci vă puteți abona, dând click și pe clopoțel, veți fi notificați ori de câte ori va apărea ceva pe acest canal de YouTube și apare zilnic. Dragi vărsători, nativ vărsători sau cu ascendent un vărsător, bine ați venit la horoscopul lunii iulie. O lună în care veți simți din nou niște mișcare pe anumite planuri ale vieții. Nu că ați fi stat degeaba și până acum, din potrivă. Voi știți că l-aveți pe Pluto în zodia voastră, multă vreme de acum înainte, dar în ultima vreme Pluto a format foarte multe aspecte care nu s-au mai produs niciodată. Încă de prin primăvară tot așa o țineți. Și iată, a venit din nou un moment unicat până în acest moment. Până în acest moment, pentru că de acum înainte, timp de 20 de ani, cât o să-l aveți pe Pluto în ograda voastră, aspectele acestea se vor forma. Țineți minte că și în alte luni am vorbit de aspecte care nu s-au mai produs, deci unicat până în 2024. E și când se întâmplă evenimente pentru prima oară în viață, clar că nu știm să le gestionăm, clar că nu știm ce să facem cu ele și veți vedea că veți avea parte de așa ceva și în această perioadă, poate mai ales în plan sentimental. Voi priviți foarte mult spre viitor în perioada asta, sunteți foarte preocupați ce să faceți, încotro să o luați, ce decizii să mai luați, pe unde să o zbughiți.
E o căutare, o explorare pe care ați început-o, probabil la modul foarte serios. Unii explorați sentimental, alții explorați profesional, alții explorați în afaceri. S-au deschis sau se deschid foarte multe căi în perioada asta pentru voi. Nu uitați, pentru prima oară în viață se întâmplă niște lucruri. E, și fiind în fața unei uși noi, nu știi ce vine după, ce urmează, cum o să vă descurcați. Și aceea trebuie să învățați din mers ca ceea ce veți face după ce veți deschide ușa să iasă cu brio. Dar uneori când stai în fața ușii, trebuie să lași ceva în urmă. Trebuie să pleci dintr-un loc, trebuie să închizi o ușă din trecut ca să intru pe noua ușă. Unii sunteți și într-un astfel de moment de răscruce, de final de poveste pentru începutul unei noi povești. Și aici poate fi vorba de relații care se schimbă, porniți pe căi noi din punct de vedere sentimental, în unele cazuri și conjugal. Deci, pregătiți-vă de aventură din multe puncte de vedere. Tocmai ziceam de iubire, nu? E, planul sentimental încă de câteva luni bune este foarte activat, pentru că zona iubirii, zona relațiilor pentru voi este acoperită de gemeni, pe unde încă din mai s-au schimbat niște energii. Au trecut planetele rapide pe aici, a intrat Jupiter în acest sector, unde va sta până în iunie anul viitor, iar Jupiter în gemeni este un avantaj, un beneficiu, un susținător. Iar Jupiter, țineți minte, încă de luna trecută a format primul său trigon din toate timpurile cu Pluto. Plus au mai fost și alte trigoane foarte interesante. Și încă sunteți sub influența acestor trigoane plutoniene, primele din toate timpurile. Și dacă sunt primele din toate timpurile, poate ați simțit lucruri pe care nu le-ați mai simțit, ați luat decizii pe care nu le-ați mai luat, au apărut oameni pe care nu i-ați mai întâlnit niciodată, ați făcut lucruri pe care înainte nu le-ați făcut. Pentru unii poate fi vorba de deblocări, gen schimbare de viziune asupra iubirii, ați încercat alt gen de iubire, v-ați uitat la altfel de oameni decât cei pe care i-ați iubit înainte, ați schimbat șablonul, cu alte cuvinte. Ați trecut trenul de pe o șină pe o altă șină, deci de ce nu poate fi și schimbarea de genul ăsta în privința iubirii, dar poate deblocări și au loc în continuare aceste deblocări. Deblocările înseamnă că ceva n-a mers multă vreme, relații repetate, parcă mă învârteam în jurul cozii, nu ieșeam dintr-o anumită repetabilitate a unor povești, să zicem, nepotrivite. E faptul că a intrat Pluto și Pluto formează pentru prima oară ever aspecte cu planetele din gemeni, au format și a format și încă mai formează, normal că deschide o cu totul altă viziune asupra iubirii. Să nu vă mai amăgiți, să nu mai fugiți după chimere, să deschideți bine ochii, să intrați în relații doar dacă au potențial cu adevărat, să nu mai fugiți după doi iepuri, să vă hotărâți odată. Deci vi s-au pus niște chestiuni foarte tranșante în față. Pluto este o planetă tranșantă, la el nu există și-și, ci e ori-ori. Poate asta ați făcut și urmează să mai faceți aceste decizii foarte tranșante. E, noutatea acestei perioade, că vorbim de zona iubirii, adică de gemeni, unde se află Jupiter multă vreme. La sfârșitul lunii iulie va intra aici Marte, pe 20 iulie, și va sta acolo toată vara, adică până în septembrie. Nu acum, în lunile imediat următoare va forma și o minunăție de conjuncție Marte cu Jupiter. Excelent, vom vorbi în luna august despre asta. Dar până una alta, Marte este un element de acțiune pe lângă Jupiter, care și Jupiter este o planetă de acțiune, de mișcare, de activitate, de noutate, de explorare, de creștere, de evoluție. Nu e o planetă care ne ajută să stagnăm, să stăm, să consolidăm, ci dimpotrivă, hai, crești, bucură-te. Este o planetă a jovialității, a iubirii, să vă aruncați în iubire, fără limite, fără inhibiții, fără blocaje. Și cu Marte acolo, da, de pe 20 iulie, da, tot, este luna iulie, o să simțiți din nou energia iubirii, vă îndrăgostiți din nou, apar personaje noi, apare cineva foarte interesant la orizont. Iar acest Marte care intră, da, mai degrabă element masculin, deci mai degrabă femeile pot fi susținute să găsească potențial parteneri,
există și elementul noutate, alt fel de partener, în unele cazuri alt partener decât cel pe care îl aveți. Se poate și asta. Puteți fi puși așa în situații de-astea bizare, cu el sau cu el, merg încolo, mai ales că a fost și o perioadă în care ați închis niște capitole și se poate să închideți și în această perioadă niște capitole ale trecutului. Gata cu fosta, gata cu fostul, gata cu ce a fost, dar eu nu mă mai uit înapoi. Eu privesc spre viitor, sunteți într-o perioadă în care parcă nu vă mai interesează trecutul. V-ați descotorosit de niște bagaje ale trecutului. Amintiri, regrete, blocaje, ce-o fi fost acolo, ziceți, nu, eu nu mă mai uit de la ce a fost cândva. Eu mă uit departe și departe e fericirea mea, e iubirea mea, e noua mea relație pe care o manifest, o construiesc, de ce nu, o caut. Și Marte și Jupiter sunt elemente de explorare, nu de stat acasă în vârful patului și de așteptat să pice, să vină făt frumos la poartă, că nu se întâmplă lucrul ăsta pentru nimeni. Pe 22 iulie, deci după ce va intra Marte în Gemeni, Marte va forma și primul său trigon din toate timpurile cu Pluto de la voi din ogradă. O să vă dea o mare șut acest Marte. Hai, fă-te frumoasă, doamnă, bărbate, ia un pic telefonul și sună pe cineva, energia comunicării, a relaționării, gemeni. Gemenii vă zic, hai, caută, sună-l pe ăla, alții, nu cei din trecut. Îți place de cutare de la secretariat? Sună, caută-o. Caută pe Facebook, comunică, contactează. E o perioadă în care, dacă n-ați făcut-o deja, că și lunile anterioare v-au susținut foarte bine în contacte, Marte vă zice, pune mâna pe unelte și fă, pune mâna pe lopată și clădește-ți această relație. Nimic nu vine așteptând, stagnând, sperând, căutând cu ochii în zare, vine sau nu vine. Marte nu e o planetă care ne îndeamnă să așteptăm trenul, ci să căutăm trenul, că sigur trec niște trenuri pe acolo și unele trenuri chiar pot fi foarte bune. De ce? Pentru că totodată planetele astea care trec vor intra la un moment dat în leu și leu pentru voi sunt într-un sector al relaționării totodată, din nou zona relaționării este foarte activată, dar este și o zonă sentimentală, dar și zona voastră conjugală, casa șaptea, casa căsătoriei, casa parteneriatelor, oamenii pe care îi căutați. E, intrând planete acolo în leu, Soarele, Mercur și Venus, încetul cu încetul, așa toate trei vor trece pe acolo, toate aceste planete și luna asta și luna viitoare vor primi o minunăție de sextil de la Jupiter. Și un astfel de aspect nu s-a mai format de 12 ani. Jupiter în zona iubirii, planetele din leu în zona căsniciei. Perfect, nu? Dragoste și căsnicie, dragoste și parteneriate. Să întâlniți oameni noi care pot duce la o căsnicie, să aprindeți focul în căsnicie, să meargă mână în mână iubirea și relația de cuplu. Minunat, un astfel de moment și, repet, n-a mai fost așa ceva de 12 ani. Adică cu 12 ani când trecea Jupiter prin zona iubirii, prin Gemeni, adică. De câte ori aveți parte? Iată, Marte în trigon cu Pluto prima dată în viață, Jupiter în sextil cu Venus și cu Mercur, iar luna viitoare și cu Soarele, care nu s-a mai întâmplat de 12 ani, deci evenimente rare, de care trebuie să profitați, să ieșiți, să faceți ceva, să vă schimbați locul, să schimbați ceva. Cu atât mai mult că planetele astea care intră în leu, Soarele, Mercur și Venus, încetul cu încetul, vă spuneam, intră toate în zona căsniciei, activează zona căsniciei, mișcă niște flăcări pe acolo. Toate aceste planete vor forma opoziții cu Pluto din Vărsător. Din nou, opoziții sau aspecte care nu s-au mai format niciodată. Nu uitați, e Pluto pentru prima oară aici. Deci Pluto anul ăsta formează pentru prima oară aspecte. Deci clar că ce se întâmplă în plan sentimentale pentru prima oară, ce se întâmplă în plan conjugale pentru prima oară. Și deci poate să declanșeze ceva în unele cupluri, evident, nu toată lumea. De altfel, aceste opoziții se vor forma 20 de ani acum încolo, încât cine trece peste opoziția de acum va mai avea parte la anul și peste 2 ani și tot așa, timp de 20 de ani, toți vărsătorii,
vor primi niște zguduieli de la Pluto Citire. Pluto când trece pe undeva, el vrea să schimbe tot. Vrea să dărâme tot, vrea să reconstruiască tot, vrea să transforme tot pe un alt calapod. Deci nu-i mai place ce era înainte. Are altă viziune, e distrugătorul, dar el distruge ce nu mai trebuie să rămână. Încât în unele cazuri, puține, posibil ca aceste opoziții unicat până în acest moment să zguduie unele căsnicii. Și când zic să le zguduie, poate și-a băgat coada ispita în ultima vreme, a treia persoană, apare sau a apărut ceva care a început să vă sune clopoțelul că mai parcă nu e bine ce se întâmplă în căsnicie. În unele cazuri chiar și ideea că nu e omul potrivit pentru căsnicie. Și cum energia gemenilor care este atât de activată înseamnă două căi, pentru unii poate e vorba și de o alternativă. Partenerul de acasă, dar de, a mai apărut și ispita la orizont. Cu atât mai mult că în ultimele 9 luni, prin Fecioară, a trecut Lilith și Lilith este un element al ispitei. Și Lilith a trecut pe unde? Printr-o zonă a amorului fizic. Știți bine la ce mă refer? Pentru unii a lipsit amorul fizic și ați început să ziceți, nu, eu fără partea asta a cuplului, a relației, eu nu pot merge mai departe. Deci ceva n-a mers. Și știți bine la ce latură a amorului mă refer. Dacă ceva n-a mers, clar că ați început să căutați în altă parte. Și în unele cazuri a intrat ispita în peisaj. Sau dacă n-a intrat ispita în peisaj, ați început să vă gândiți, eu cu blocajul ăsta nu pot continua, nu sunt fericită, nu sunt împlinită, nu sunt satisfăcută, toate alea pe care le-a adus o Lilith în Fecioară, care e posibil să fie adus austeritate din punctul de vedere al iubirii fizice. Adică sexuale. Dacă acolo a fost dezamăgire în ultimele câteva luni într-o relație existentă, clar că unii ați început să pretindeți, ați început să spuneți ce vă doare, ați început să ieșiți dintr-o astfel de relații, pentru că Pluto cam asta distruge. Relațiile în care ceva lipsește, relațiile nefericite, relațiile bazate pe, nu știu, posesivitate, pe proprietate, nu o să le distrugă pe alea solide, serioase, stabile, în care totul e acolo unde trebuie. Cele în care cineva stă în închisoare, stă sub dominarea cuiva, stă sub cheremul cuiva, ești al meu, puterea cuiva, manipularea cuiva și mai devreme sau mai târziu, toate căsnicile de acest gen vor trece prin astfel de zguduieri. De ce? Ca ori să reparați ce lipsește, ori să vă eliberați. De ce nu? Se poate și asta. De mare punct și de la capăt. Că sunteți într-un moment în care, vă spuneam, închideți niște capitole ale trecutului, privind foarte serios spre viitor, la voi, versiunea următoare, la voi, cel de peste nu știu câți ani, la nivelul superior spre care simțiți că puteți pe care puteți să-l atingeți. Nu mai puteți sta unii în zona de răceală, austeritate, blocaj, lipsă de comunicare, lipsa partenerului în cazul în care ai plecat undeva prin lume, lipsa de ceva. Deci unii vă simțiți așa ca într-o colivie sau ca între niște ziduri, fără libertate de mișcare, de decizie, de alegere. Și de-aia zic că vă lipsește ceva. Și cu Pluto acolo, mulți vărsători veți avea curajul dărâmării acestor ziduri. Mai devreme sau mai târziu, unii anul ăsta, alții la anul, alții peste 20 de ani, are timp Pluto să vă reclădească viața până în temelii. Hai să vedem din punct de vedere profesional cum stați, că și aici se întâmplă multe. Zona locul de muncă pentru voi este acoperită de rac, care este încă din luna iunie extrem de activată. În luna iunie intra aici Venus, Marte, Soarele. În luna asta are loc faza de lună nouă aici în rac, foarte bună de altfel pentru noi începuturi de natură profesională. Noi locuri de muncă, noi provocări la locul de muncă, decizii de natură profesională, decizii de plecare, de venire, de începere, de final, de ce-o fi, în care sunteți pregătit de
Un mare punct și de la capăt. Și cum vă spuneam că este și o perioadă în care s-au închis niște capitole, unii poate ați închis un job, nu de mult, ați plecat de la un loc de muncă cu diverse atitudini lăsate acolo în urmă, posibil unii așa cu o doză de frustrare, de nemulțumire, de furie, de nervi, ați plecat de acolo, poate în ultimele luni sub tir astral acolo care v-au umplut acolo niște pahare, e, acum sunteți pregătiți să prindeți rădăcini într-o nouă direcție. Ori poate ați făcut deja schimbarea și începe să vă simțiți ca acasă, măi, îmi place aici, știi, uite, m-am prietenit cu colegii, avem ce discuta, e plăcut, sunt apreciat. O anumită emoție pozitivă o aveți în strânsă legătură cu un job. Dacă e vechi, aceleași sentimente le aveți, de așezarea apelor, de bună înțelegere, ca într-o familie. Energia racului este familia, încât pentru unii mersul la serviciu poate să fie ca mersul acasă, pentru unii, evident. Acolo unde mai sunteți și bine plătit, mai sunteți și apreciat, unde nu e stresul de pe lume, unde nu e conflictul de pe lume, e o plăcere să vă duceți la serviciu. Pentru unii chiar e mai plăcut la serviciu decât acasă. Deși și acasă este activitate de ceva vreme și nu cred că vă plictisiți nici în mediul familial. Mai ales că toate planetele astea din RAC pe perioada acestei luni formează trigoane foarte bune cu planetele din pești, ceea ce înseamnă bani, dar nu numai bani, înseamnă apreciere, înseamnă laude, înseamnă vorbe bune la adresa voastră, încât vin lucruri minunate către voi. Vă simțiți apreciat, vă simțiți bine plătit, vă simțiți pus în valoare și nu doar un executant sau un pion pe o masă de șah sau un căluț care trage la o căruță. Nu, s-ar putea să vă simțiți bine, cu o emoție plăcută, plăcere, da, plăcere, în unele cazuri poate chiar fericire, în unele cazuri victorie, că ați depășit cu brio o perioadă dificilă și s-au calmat apele, s-au așezat apele din nou în matcă. Iar luna nouă de pe 6 iulie, de ce nu, poate să vă ofere șansa unui nou început profesional. Proiect nou, funcție nouă, meserie nouă, job nou, o grămadă de lucruri, schimbare sau o schimbare a rutinei la locul de muncă. O metodă nouă de lucru, o activitate nouă de care nu v-ați mai ocupat până acum și pe care o învățați din mers, pentru că totodată voi sunteți de ceva vreme, nu de azi de ieri, într-o perioadă de studiu foarte intensă. Câte lucruri ați învățat și urmează să mai învățați până la sfârșitul anului? E o listă lungă. V-ați upgradat foarte tare, ați ieșit din cel de până mai ieri. Unii parcă sunteți încă un copil pe băncile școlii, metaforic vorbind. Încă sunteți așa la începutul, sau poate chiar asta înseamnă începutul unei activități și e cale lungă până la succes. De-aia vă compar cu un copil, cu un elev, un școlar care începe acum un domeniu nou și cum se simte un copil în clasa întâi? Mai nesigur pe el, mai temător, cu multe emoții, să nu greșească, să nu ia nota 4, să nu certe învățătoarea, poate să fie și senzația asta la locul ăla de muncă pe care poate l-ați schimbat sau vreți să-l schimbați, de ce nu? Și ca să-l schimbați, să zicem în perspectivă că sunteți cu ochii spre viitor foarte tare, unii acum căutați școala cu pricina, cursul cu pricina, domeniul cu pricina, zicând, măi, e bine momentan ce am, dar eu simt că pot mai mult, că sunt încă un copil, nu? Un copil în explorare și dacă simt că pot crește, nu vreau să rămân în zona de confort a trecutului, în zona de banal a trecutului, eu clar că ridic ștacheta. Și pentru unii poate să însemne nevoia de cunoaștere. Să plecați, de ce nu, a cunoaște pe toate căile posibile. Studiu, învățare, lecții, școală sau plecă lumea largă, mi-au bocceluța și experimentez pe mine însumi tot ce se poate experimenta. Stau o lună în Germania, stau două luni în Danemarca, mă mai duc undeva învățând acolo de la fața locului, printre oameni, prin alte țări poate chiar. Alții din potrivă, cu racul atât de activat, vă întoarceți acasă. E o perioadă în care vă dați seama că tot acasă era mai bine. Sau
în și mai puține cazuri, poate fi vorba de întoarcere la un fost loc de muncă pentru că acolo era mai bine. Le-ați mai încercat pe altele, pe aici, pe acolo, sau niște activități mai vechi și zice, mai parcă tot ce am făcut eu acum un an, 2, 7, era pe placul meu, pe stabilitatea mea, pe liniștea mea. Deci pentru unii poate fi și o întoarcere la locomanda de unde ați plecat cândva, pentru că vă inspiră o anumită liniște trecutul și nu neapărat să rămâneți pe o poziție care nu vă mai satisface. Cam asta este luna iulie pentru voi vărsătorii, în plan sentimental, în plan profesional, foarte intensă, foarte plină de palpitații și de provocări pe care nu le-ați mai trăit înainte. Și pentru că nu le-ați mai trăit, normal că vi se va părea că e bizar și uneori vi se va părea că e complicat, dar știți foarte bine că o să vă descurcați de minune.